Veste bună pentru Făgărășeni, în curând ei se vor putea bucura de un parc modern și de o instituție culturală reabilitată și îmbunătățită potrivit ultimelor standarde. În copilăria multora care astăzi sunt bunici a rămas vie imaginea parcului Regina Maria sau 1 mai, cum se numea în perioada interbelică. Liniștea le cuprinde sufletul atunci când cu mintea se întorc în timp și pășesc spre colțul de rai, așa cum era descris parcul. Primarul Făgărașului și-a dorit ca parcul Regina Maria să redevină ceea ce a fost odată un loc de relaxare pentru făgărășeni. Așadar, imediat ce s-a deschis o linie de finanțare, primăria Făgăraș a depus proiectul Integrare Socială prin dezvoltarea activităților culturale, educative și recreative în municipiul Făgăraș. Ieri a fost anunțată vestea cea bună. A fost obținută finanțarea de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru Reabilitarea și Modernizarea Casei de Cultură și a Parcului Regina Maria prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Ministrul a semnat contractul pentru finanțarea nerambursabilă în valoare de peste 23 de milioane de lei, diferența până la valoarea totală a proiectului de 26 de milioane, reprezentând contribuția din bugetul local al municipiului. Parcul Regina Maria se va moderniza din punct de vedere al al recreierii și al timpului petrecut de către cetățenii în parc. Se va curăța lacul de la insuliță, se va amenaja acolo un spațiu pentru a merge cetățenii să se recreeze și să facă un picnic, se va amenaja un loc de picnic, se va moderniza acel pod, de fapt se va moderniza parcul din toate punctele de vedere. Casa de Cultură va avea o modernizare pentru că ea nu a mai avut o modernizare și o investiție de când a fost construită și sunt foarte multe elemente care trebuie înlocuite la Casa de Cultură. Următorul pas va fi semnarea contractului și de către celelalte părți implicate în proiect, respectiv ADR Centru România și Municipiul Făgăraș. După cum știți, am început și construcția bazinului de not lângă Parcul Regina Maria și urmează aprobarea unei investiții pe fostul teren de zgură a unui nou stadion. Este un proiect tip lansat de Federația Română de Fotbal în acel program de a construi 200 de stadioane în România. Noi ne-am fi dorit să modernizeze stadionul actual, dar fiind un proiect tip a trebuit să punem un teren liber pentru a fi construit. Iar stadionul, tribunele vor fi modernizate în următoarea perioadă, pentru că ele trebuie făcute din bugetul local. Și în acea zonă se va construi un complex sportiv așa cum trebuie pentru municipiul Făgăraș. Proiectul a fost depus de edilii locali în anul 2019.